Știu că e greu de crezut, dar a existat o perioadă în care americanii copiau melodii românești. Și probabil nu te așteptai la asta, dar una dintre cele mai controversate melodii pe care au copiat-o de la noi este... Sanie cu zurgălăi. Da, ai auzit bine. Sanie cu zurgălăi. Dar hai întâi să vedem care e faza cu melodia asta și de ce a devenit atât de atractivă pentru muzicienii din țara entertainmentului. Sanie cu zurgălăi a fost scrisă de compozitorul român de origine evreiască Richard Stein pe versurile lui Liviu Deleanu în anul 1936. Și deși era compusă special pentru Maria Tănase, artista a refuzat-o pe motiv că versurile nu se ridică la nivelul ei și că îi sunt inferioare calitativ. Așa a ajuns să fie lansată de Silvian Florin și apoi de Ionel Pascu la case de discuri diferite. Adică a ajuns o piesă panonimă, fără succes, deși editorii o numeau pe unul dintre discuri cel mai formidabil succes. Culmea e că, deși inițial piesa nu era încadrată în stilul muzical popular, ci era denumită cântec românesc, un gen muzical nou ce se inspira doar din ritmurile populare, ea a devenit cunoscută abia după ce Maria Lătărețu a transformat-o într-o veritabilă melodie populară. Adică după 1949. A picat prost premiera asta. Bine, marele succes, dar și controversa piesei au început în 1953, atunci când chitaristul american Les Paul a furat-o fără nicio jenă și a dat-o soției lui să o cânte. Bine, a schimbat el versurile, le-a făcut în engleză, i-a schimbat și numele în Johnny is the boy for me și s-a gândit că nu o să afle românii vreodată că a copiat el o melodie de la noi și a lansat-o în America. Și bineînțeles, numele compozitorului român nu apărea nicăieri pe disc. Unde trăim, în junglă? Vorbește așa ca opinia publică. Și dacă tot se practica furtișagul ăsta, Edith Piaf a furat și ea melodia, a tradus-o în franceză, a numit-o Johnny tu n'es pas un ange și i-a dat credit lui Les Paul ca și compozitor, nicio vorbă din nou despre Richard Stein. Dar, surpriză! Ceea ce probabil Les Paul nu se aștepta să se întâmple niciodată, chiar s-a întâmplat. Richard Stein a devenit avocat între timp, l-a dat în judecată pe chitaristul american și a pornit probabil primul proces pe drepturi de autor în muzică din istorie. Surprise, motherfucker! Adică Les Paul stătea liniștit, nici măcar nu se gândea că e posibil să fie dat în judecată pentru că a furat melodia a compozitorului român. Deloc surprinzător, Richard Stein chiar a câștigat procesul cu Les Paul, deci se pare că era și un avocat bun, nu doar un compozitor foarte bun. Și îi zice că gata, s-a terminat povestea, totul e bine când se termină cu bine, toată lumea e fericită. Nu. Se pare că Vaia con Dios n-au auzit de acest proces, așa că în 1988 au făcut și ei un cover după varianta franțuzească a melodiei, dar i-au trecut ca și compozitor original pe Les Paul și pe Francis Lemarque, cei care apăreau pe discul original al piesei lui Edith Piaf. Practic, trupa îi plătea drepturi de autor celui care pierduse deja procesul cu Richard Stein. Și abia în 2001 s-a trezit și UCMR, Uniunea Compozitorilor și Muzicienilor din România, să pornească un proces de plagiat împotriva celor de la Vaia con Dios. Păcat că Richard Stein nu mai era în viață, că a murit în 1992, că cel mai probabil tot el ar fi rezolvat și acest proces, despre care nu se mai știe nimic nici în ziua de azi. Așa că data viitoare când te mai gândești că românii sunt hoți, doar plagiază, îi copiază pe aia din afară, amintește-ți că a existat o perioadă în care străinii ne copiau pe noi și noi îi fugăram prin tribunale pentru a ne face dreptate.